Doi dintre minorii care au jefuit și vandalizat Biserica Sfântul Andrei din orașul Ungheni sunt cercetați penal pentru furt. E vorba despre adolescenții de 14 și 15 ani. În cazul celorlalți copii de 12 și 13 ani vor fi trași la răspundere părinții pentru neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului. Minorii au fost audiați în prezența părinților și și-au recunoscut în totalitate vina. Potrivit poliției, ei nu sunt la prima abatere și au mai comis infracțiuni similare. Biserica Sfântul Andrei din orașul Ungheni a fost prădată luni noaptea, deși poliția susține că suspecții au sustras din biserică cutia milei, în care se aflau 200 de lei și câteva sacoșe cu haine pentru donații. Preotul paroh spune că suma ar fi mult mai mare. El spune că ar fi fost furate și obiecte din cult. Oamenii legii vor face cercetări ca să stabilească dacă acuzațiile sunt veridice. Adolescenții de 14 și 15 ani riscă peste 67.000 de lei amendă sau până la 4 ani de închisoare. Părinții celorlalți copii riscă până la 900 de lei amendă sau până la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității.